Această emisiune este sponsorizată de GePro. Bine v-am găsit, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu Poveste. Vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dat se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cost înseamnă o mândră europeană. Iar făt frumosul acestei ere nu are cal, ci cai putere. Și totuși omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Corneliu Berbel, profesor universitar emerit, doctor, inginer, epigramist. Stimați telespectatori, astăzi vrem să-l descoperim în emisiunea noastră pe domnul profesor Ion Victor Bruckner. Să ne bucurăm mintea și sufletul cu povestea omului Ion Bruckner. Domnule profesor, bine ați venit. Bine în premieră găsit. În studioul nostru la Oameni cu Poveste. Ați ascultat prologul, epilogul da. Să-l lăsăm pentru partea a treia și mi-am permis eu să vin cu o licență, pentru că aș dori să-l redescoperim, da? Sau să-l descoperim așa cum reușesc eu, să intru elegant în povestea vieții dumneavoastră, dar să lăsăm cu prințul să vorbească. Aș dori să trecem la chestiune. N-aș vrea să trec ex abrupto, ci aș vrea să prezint în rezumat, după discuția noastră preliminară, cu o rostire de suflet. Invitatul meu, stimați telespectatori, profesorul universitar dr. Ion Bruckner, este legat mai mult decât sufletește de pacienții săi. Cum? Mă veți întreba. Domnia sa nu spune, deci nu spune că tratează boli. Domnia sa nu spune că vede bolnav. Domnia sa îngrijește oameni, mai ales pe aceia lăsați deoparte de sistemul medical tot mai scump și tot mai tehnicizat, vârstnicii. Domnule profesor, nu știu dacă am reușit acest preambul, dar cred că am spus adevăr. Sper. Să știți că unde se termină realitatea, începe speranța. Așa e. Să mai facem un pas. Am remarcat că și dumneavoastră vă plac citatele. Viața însăși este un citat. Eu am apelat la Lucian Blaga. Și întrucât sunteți apropiat, cred, de acest citat, vă cer permisiunea să-l rostesc. Lucian Blaga. Inima, prin bătăile ei, aplaudă existența noastră. Cum vă place? Îmi place foarte mult, fiindcă evident că existența noastră e legată de inimă și de funcționarea ei. Pentru un cardiolog, sigur că inima este un organ care trebuie să-l exploreze și să-l trateze. Spuneați mai devreme că spun că îngrijesc bolnavi și este adevărat. Nu trebuie să îngrijim boli, trebuie să îngrijim oameni. Frumos. Și oamenii sunt niște făpturi complexe, care n-au un singur organ, ăla în care ești eventual specializat, și mai au și ceea ce se cheamă psihic, indiferent cum îl privim. Și trebuie să-l cunoști, să-l înțelegi și să-l ajuți pe cât se poate. Gândiți-vă că pacienții care intră la noi sunt uneori speriați, fiindcă nu știu ce o să li se întâmple, alte ori neîncrezători și, din păcate, grație în bună măsură și mass mediei, neîncrezători. Și mass mediei. Și mass mediei, fiindcă mass media cultivă această neîncredere în doctori. Ceea ce nu e foarte bine. Aș vrea să vă mai fac o mărturisire. Am constatat cât de ușor vă relaționați, cât de ușor știți să citiți un om, ceea ce bănuiesc că este o mare calitate pentru medicul zilelor noastre, care de regulă este grăbit. Da,
fără îndoială că așa este. Și ca și dumneavoastră, lucrând și în învățământ, trebuie să știi să simți oamenii fără să faci pentru asta niște investigații speciale. Oamenii trebuie să-i simți și ca medic ești obligat să-i simți, fiindcă ceea ce trebuie profesiunii medicale este să aibă înțelegere pentru pacient cu plusurile și cu minusurile lui. Fiindcă, evident, avem de-a face uneori cu pacienți care au și niște limite, limite de înțelegere, limite de comportare și trebuie să-i accepți așa cum sunt și să-i îngrijești. Domnul profesor, așa o să vă spun, sau da, domnul doctor, sau domnul doctor, sau domnul doctor. Cred că v-am promis că am să vă spun o poveste. Haideți să începem, suntem la oameni cu poveste. Mi-ați promis asta, da? Și știu că vă țineți de cuvânt. Vă rog. Încerc de cât se poate. Se referă la unul din profesorii care i-am avut când eram student în anul întâi, la anatomie, profesorul Iagnov. Și împreună cu colegii din grupă, fără asistent, care se dusese pe undeva, disecam. Și colegul care, nu contează, căuta un nerv de altfel, da, nu-l găsea. Și în sală a intrat profesorul. Și s-a apropiat de noi, ce faceți voi aici, băieți? Și colegul respectiv zice, domn doctor, căutăm. Și după aia își dă seama că e profesorul. Și zice, vai, iertați-mă, domn profesor. Și Iagnov i-a dat un răspuns care pe mine m-a marcat. Zice, dragă, poți să-mi spui doctor, doctor m-am făcut singur, profesor m-au făcut alții. Frumos, frumos. Așa încât nu cred că titlurile ne fac, ci felul în care ne facem. Subliniază acolo, meserie. Subliniază da. Acolo niște elemente. Domnul profesor, obișnuim să dăm și un titlu emisiunii noastre pe care telespectatorii îl văd afișat pe burtier. Am convenit da. Ca să punem pe burtieră, de comun acord, următorul titlu. 50 de ani dedicați medicinei interne și cardiologiei. Lăsăm așa? Este corect? Lăsăm așa. S-a mai făcut. Acum sunt 51, dar nu contează. Am înțeles. Eu vreau să zic să rămânem la 50, că sunt de două ori 25, da? Da? Da. Și mulți înainte. Mulțumesc. Și mulți înainte. Mulțumesc. Înțeles că sunteți activ. Da. Da? Da. Vă trăiți demn vârsta și vă place ceea ce faceți. Da. Eu aș vrea să vă prezint pe dumneavoastră într-un nanoportret, mic portret, după care să trecem la detalii, și anume profesorul Ion Bruckner, Ion Victor Bruckner, prezent, profesorul Ion Bruckner, trecut, timpul trecut, și profesorul Ion Bruckner, viitor. M-am călăuzit tot după un citat al Arsenie Boca. Prezentul clădește viitorul pe temelia trecutului. Eu am să încerc să prezint, să vă prezint profesorul Ion Bruckner, prezent. Aici sunteți, ca întotdeauna, carismatic, explicați și nu știu ce cere sau ce trebuie de demonstrat. Ion Bruckner, invitatul meu, prezent, profesor universitar doctor la Clinica de Medicină Internă Colțea, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, din 1992. Absolvent al Facultății de Medicină, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, promoția 1967, da. Șef de promoție. Da. Felicitări, domnule profesor. Am fost doi șefi de promoție, iertați-mă că vă rog. Profesorul Laurențiu Popescu și cu mine, care am terminat la medie egală. Laurențiu n-a fost și rector? A fost și rector. Singurul, sau unul din cei trei nemembri de partid după Revoluție, nu? Era membru de partid, Laurențiu, atunci. Era. Nemembru de partid a fost profesorul Pompiliu Popescu, da, primul rector de după Revoluție. Da. Să mai facem un pas. Invitatul meu este descendent al unei reputate familii de medici, academician profesor doctor Ioan Emil Bruckner, profesor doctor Silvia Bruckner.
După absolvirea facultății, a optat pentru medicina internă. O confesiune, domnule profesor, mi-a plăcut mai mult și medicina internă. În această specialitate mi-am găsit satisfacția. V-ați găsit satisfacția tot timpul? E adevărat, da. Tot timpul? E adevărat. Sigur că uneori regret că n-am făcut, de exemplu, chirurgie, fiindcă îmi place să fac lucruri cu mâna, da. Dar asta nu înseamnă că regret că am făcut medicina internă. Medicina internă, medicina în general, îl solicită mintea, fiindcă nu faci mereu același lucru. Fiecare pacient îți pune o problemă care trebuie să rezolvi. E un caz particular. Fiecare pacient este un caz particular, chiar dacă, evident, seamănă prin bolile care le au. În imaginea asta este un fost președinte al Societății Europene de Medicină Internă spaniol. Hola. Da. Acesta. Să mai intrăm în prezentul dumneavoastră, domnule profesor. Medic primar cardiologie, 1995, dar înainte a fost medic primar medicină internă, 1980. Da. Șeful clinicii de medicină internă a Spitalului Clinic Colțea, 1992-2011. Aș vrea totuși, pentru că am vorbit de universitate, am vorbit de Spitalul Colțea, imediat după ce se vor termina aceste ipostaze, să mai vedem și fizic clădirile acestea. Asta e facultatea. Iată, facultate. Ce vă spune această imagine? Una din cele mai frumoase clădiri din București, și dacă ați intrat și înăuntru, este N-am intrat niciodată înăuntru. Merită, este o clădire remarcabilă. Este o clădire remarcabilă. Evident, ea a fost făcută să adăpostească cam 100 de studenți pe an și acum avem 1000 și ceva, ceea ce... Deci este totuși încăpătoare, da? E foarte încăpătoare și făcută foarte frumos, ca toate clădirile făcute. Glumea cineva unde e multă lume și aglomerație. Hai să-mi la Colțea. Da. În stânga se află clinica dumneavoastră? În stânga se afla, da? Acum se află în dreapta. Uite, dreapta, da. Acum înțeles, e în dreapta. Da? Clădirea Spitalului Colțea ca și facultatea au fost făcute după 1890, clădirea aceasta. Singura clădire veche e biserica. Biserica aparține primelor așezăminte Colțea, care era o mănăstire care avea și funcție medicală, adică primea bolnavi, critoria spătarului Cantacuzino, care nu se vede aici, dar este într-o statuie cum ar fi în dreapta imaginii, da. În stânga imaginii și da, eu știu statuia, e o clădire da. Foarte frumoasă și clădirea spitalului și a fost foarte frumos renovată. Îmi amintiți de Valea Topologului, de unde vin eu, aproape de Vâlcea, dar nu e acolo în comună, unde aparent nu se întâmplă nimic, dar se întâmplă multe. El este preot și soția lui este medic. Ce nu rezolvă doamna, rezolvă el. Așa se întâmplă întotdeauna. Apropo de, da. De capelă, de biserică. Deci a fost șeful clinicii de medicină internă a Spitalului Clinic Olțea 1992-2011, da? Da. Da? Bun. În 2011 am fost pensionat cu legea care pensiona cadrele didactice obligatoriu la 65 de ani. Eu aveam 67, fiindcă fiind șef de departament, am rămas... Adică de la șef funcție. De catedră, șef de da. Departament. Din 1994 da. Până da. În 2011. Da. Frumos. Deci suntem totuși la trecut. Doctor în științe medicale, 1979. Da. 79. Cu cine v-ați dat doctorat? Vă mai amintiți de teza de doctorat? De doctorat? E un moment important în viață. Aminte, și în câți ani ați făcut doctorat? Profesorul Mihail Anton a fost șef conducătorul meu de doctorat. Era șeful clinicii de la Colțea, de altfel, un foarte bun internist. Și mi-am făcut doctorat în câțiva ani buni, în vreo 5 ani. De altfel, cincinale... Cred că da, lozinca asta cu cincinal de calitate în 3 ani și jumătate e puțin forțată la doctorat. Doctoratul înseamnă să ai un grad de maturitate, să lucrezi ceva, să faci ceva, nu să faci un... Mă rog, nu sunt eu de acord, foarte de acord cu sistemul. Un an faci o pregătire teoretică și după aia într-un an îți faci o lucrare.
Cum nu cred că e normal să intre la doctorat proaspeți absolvenți, încă n-au maturitatea necesară. Din păcate, legislația noastră prevede că pentru a deveni asistent trebuie să fii doctor sau doctorant. Categoric. Apropo de legislație, iarăși un lucru trist, au dispărut preparatorii. Foarte trist lucru. Cred că am mai spus lucrul ăsta. Ierarhiile bine organizate și dacă e să dau două exemple, una este armata și cealaltă este biserica, frumos, au nenumărate grade. Ești dascăl, ești preot, ești protopop și așa te urci pe scară până ajungi eventual în alt prea fericit. Dar ca să ajungi până la această etapă, evident că trebuie să ai un imbold de a progresa. O ierarhie care are numai trei trepte, patru trepte, asistent, șef de lucrări, conferențiar, profesor sau la doctori, rezident, medic specialist, medic primar, la revedere, să încheie cariera foarte repede și nu mai ai niciun imbold de a progresa. Am vorbit de doctorant. Sunteți conducător de doctorat din 1993. Da. Ce calitate au doctoranții dumneavoastră? Nu vă întreb câți. Că nu ați pe calitate, nu pe cantitate. Dar sunteți mulțumiți de cei pe care îi formați? Pentru care semnați? În general, vorbind și nu numai de doctoranți, și de studenți. Și de studenți, dat fiind că am avut o politică de a fi cât mai corect. Vedeți, un profesor care dă 10 la toți studenții, nedreptățește studenții buni. Dați ușor 10? Dau când știe, dau cu plăcere 10. Dar trebuie să știe. Trebuie să răspundă ceea ce consider a fi necesitățile dumneavoastră urmăriți ceea ce știe un student sau căutați ce nu știe un student? Îi le spun, nu știu care e părerea dumneavoastră, vă rog, le spun, vă rog, așa, că trebuie să întreb până nu mai știu. Frumos. Să văd exact cât știu. Mi-a plăcut. În felul ăsta afli cât știu. Nu trebuie să știe mai mult decât trebuie să știe un student de anul 3 sau 4 sau în ce an e studentul respectiv. Nu trebuie să-i cer unui student să știe cât știu eu sau cât știe un medic, dar trebuie să știe ceea ce reprezintă bagajul lui la sfârșitul materiei respective. Și dacă îl știe foarte bine, evident că merită nota 10 și am avut în cursul anilor și grupe care au luat practic toți 10, sau au fost numai 10 și un 9. Și nu v-a certat decan? Nu m-a certat pentru asta, fiindcă aveam și grupe în care cădeau destui ca să compenseze. Am înțeles. Depinde cum sunt studenții. În principiu, nu cred că este corect ca într-un an, nu cred că e corect, dar nu există cifre fixe sau planuri de note. În principiu însă, cam 10-15% sunt studenți, sau 20% sunt studenți de 9 și 10. Foarte frumos. Ați purtat din anul 2000 și purtați în continuare cascheta, așa mă exprim eu, de președinte al Societății Române de Medicină Internă. Da. Ce înseamnă să fii președintele Societății Române de Medicină Internă? Ca să fiu cinstit cu dumneavoastră. Numai cinstit. Și numai cinstit, părerea mea e că am fost cam prea mult timp. Ca să fii președintele unei societăți, trebuie să ai acceptul colegilor membri ai societății, respectiv cei care fac parte din societate, și să reprezinți ca o societate profesională interesele lor profesionale, respectiv să organizezi diversele manifestări, congresele, naționale, conferințe naționale, da, cele care se cer. Să găsești finanțator? Să găsești tot ce trebuie, da? Tot ce trebuie. Și în același timp, ceea ce la noi este o carență, să le reprezinți interesul
specialităților. Interes e un cuvânt oribil. Este un cuvânt oribil, dar e un fapt care există. Există. Vedeți, apropo de interes, și sunt de acord cu dumneavoastră că e un cuvânt oribil, dar există. E cam multenesc, așa, puțin. Există diverse interese pe care nu vrem să le recunoaștem. Corect. Pe mine mă supără, de exemplu, când văd diverse instituții private care spun că, inclusiv din industria medicamentului, ca să ridic o problemă spinoasă, dar și în industria asistenței medicale, care spun interesul nostru este să facem bine bolnavi. Nu, interesul lor este să câștige. Asta e o frază inventată, am înțeles. Interesul oricărei firme categoric, care produce ceva, business to business, că produce mașini, că produce televizoare sau că produce pahare, are interesul să facă un profit în lucrul ăsta. Acum glumim puțin. Trebuie să-l facă corect. Când câștigi, nu știi ce pierzi și când pierzi, nu știi ce câștigi. Trebuie să-l facă corect. Îmi place punctul noastră de vedere. Trebuie să-l facă corect, asta e tot. Și trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Deci, obiectivul de bază al societății care ar fi? Obiectivul de bază al societății este să promoveze specialitatea medicină internă, să organizeze manifestările științifice care servesc acestei specialități, să editeze revista de medicină internă. Este un instrument de lucru această revistă. Este ce apariție are? Este un instrument de lucru. Are 4 numere pe an actualmente. Cu ce tiraj? Câteva mii de exemplare. Care se difuzează? Care se difuzează membrilor societății, celor care plătesc cotizația și care să pot sigur și se află și pe abonament. Și pe net, revista? Din păcate, da, se află și în format electronic. E limba română. Aici este o problemă. Eu am insistat multă vreme ca revista să fie în limba română, fiindcă e făcută pentru români. Din păcate, dacă vrei să upgradezi revista, respectiv să o bagi, să fie acceptată în baze de date internaționale, trebuie să fie în limba engleză. Categorică. Cum știți la fel de bine ca și mine, da? Că promovarea în învățământ, de exemplu, se face pe un criteriu care nu are mod special de a face cu învățământul respectiv, numărul de publicații ICI, da? Atunci, evident că dorința este să accedem la această recunoaștere a revistei, deci să o publicăm în și oamenii să vină să o publice aici, pentru că știm cum se publică. Da. Mă rog, nu știu cum era dumneavoastră în medicină, dar în inginerie știu foarte bine. Și e corect cum se publică în inginerie? Nici în medicină. Absolut corect. Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră, consultând o bogată documentație de pe net, aveți o opinie foarte interesantă despre articole ICI. Nu sunteți nici pro, nici contra, dar sunteți dezamăgit. Greșesc? Nu sunt nici pro, nici contra. Este normal să existe, dar dacă eu m-am informat din necesitățile revistei de medicină internă, în mod evident, pe o bază de date mare, cum este PubMed-ul, spun, recenzăm numai reviste în limba engleză. Da. De exemplu, revista elvețiană de medicină, Schweizerische Medizinische, sau revista germană de medicină, nu intră în aceste baze de date, fiindcă nu sunt în limba engleză, ceea ce nu este corect. Categorică, nu. Nu este corect, fiindcă sunt reviste mari, reviste cu cercetători de valoare, nu? Ori, dacă vii cu o limbă, știți foarte bine, de exemplu, că insulina a descoperit-o un român, Paulescu, dar a publicat în franceză. E adevărat? Nu vreau să deschid o discuție care nu mi aparține. Eu am avut o emisiune cu academicianul Ionescu Târgoviște și am tot dezbătut această problematică spinoasă. Da, e spinoasă problema, fără îndoială, dar a publicat în franceză și asta s-a întâmplat la 1900 și vreo 20, 21, cred. Trebuie să vorbești în limba internațională. Din păcate sau din fericire, trebuie să ne înțelegem. Tot Evul Mediu vorbea în limba latină. Da, și cu limba latină fulcra este, da? Nu? Dumneavoastră știți... Trebuie să fie o limbă de să ne înțelegem toți în ea. Înțeles. Domnul profesor, să mai facem un pas. O experiență de peste 50 de ani în domeniu.
Aș vrea să vă pun o întrebare indiscretă. În cei 50 de ani, sau peste 50 de ani de lume, sau de două ori 25 de ani, faptele dumneavoastră bune au un nume, sau altfel zis, ce moștenire lăsați? Și vă place să recunoașteți, nu numai dumneavoastră, dar și urmașii demn de înaintași. Știți ce se întâmplă? Oamenii de artă fac opere de artă care trăiesc peste secole. Oricine nu mai știe cine a făcut pe Venus de Milo, dar Venus de Milo rămâne. Aia, rămâne. Meseria mea sau în meseriile mele, care sunt medicina și învățământul, facem oameni bine cât putem. Nu întotdeauna, dar măcar ușurăm suferința și facem studenți. Astea sunt faptele bune care le facem. Studenții foarte buni și îmi face mare plăcere ori de câte ori vreun student pe care îl mai țin sau nu minte, pe unii îi țin minte, pe cei foarte buni. Ce fel de student ați avut, vă rog? Apropo de că am intrat la categoria studenți. Cinstit am avut. Dar foarte sincer vreau să foarte fiți, sincer. Da? Am mai spus-o, cred, odată. Am avut un singur student poate limitat. Prost? Mental. Prost, să zicem. Prost, am înțeles. Nu foarte prost. La medicină prost. Se intra greu. Și acum ce a ajuns, că m-ați făcut curios? Cadrul didactic. Frumos, am înțeles. Mi se pare normal. Deci nu era prost, totuși. Deci nu era prost. Da? Deci nu era prost. Studenții care i-am avut, începusem să vă spun că, da, vă rog, având oarecare rigoare de examinare, adică nedând nota maximă la toți studenții care trec în clinica noastră și încercând să-i clasific după calitățile lor reale, am avut întotdeauna studenți buni și care vroiau să învețe. La medicină, până în 90, concurența a fost foarte mare, știți foarte bine, da, probabil lucrul ăsta. Când dumneavoastră ați dat când admitere, am dat, erau bine peste 10. Și ați intrat primul în categoria dumneavoastră, că erau mai multe categorii atunci, da? Până în anul dinainte, deci până în 60, exista ceea ce se chema și era o nedreptate, nota socială. Da. Deci la media de materii de medicină se mai punea și o notă socială care putea să te ridice sau să te distrugă. Să te distrugă. Da. Pe lângă, în anul meu n-a mai fost notă socială, din fericire pentru mine, dar au fost categorii. Adică erau locuri repartizate pentru diverse categorii sociale de persoane. Bun. Nu asta e poate lucru cel mai important, deși ar fi bine să fie cunoscut. Lucru cel mai important era numărul de materii care se dădeau. Când am dat eu admiterea la facultate, se dădeau 3 probe scrise și 7 probe orale. Ce probe? Vă mai amintiți pentru cei care ne urmăresc? Mi-amintesc unele subiecte chiar, nu numai ce probe. Vă ascult, da. Vă marcat. Era o probă. Era un examen decisiv în viață. Și v-am spus, concurența era bine peste 10 candidați pe un loc. Dădeam anatomie și fiziologie și unul din subiecte a fost evoluția sistemului circulator la vertebrate. Dădeam un examen de chimie, nu mai știu subiectul. Organică? Nu, un examen chimie. De chimie și un examen de fizică scrise. Și după aceea examene orale și astea erau anatomie, fiziologie, chimie anorganică, chimie organică, zoologie și aici mi-a căzut paianjenul, îl țiu minte, bazele darwinismului și mi-a căzut Lamarck, teoria lui Lamarck, că te-am spus anatomie, fiziologie, chimie, fizică, chimie anorganică, chimie organică, organică fizică, da? Zoologie și bazele darwinismului. Și vreau să vă întreb, bibliografie există? Și nu exista bibliografie și poate asta s-a avut un avantaj. Da, erau niște cărți foarte bune. Care se găseau în biblioteca părinților? Unele se găseau, da. Unele nu. Facultatea făcea și cursuri de pregătire pentru admitere. Care cum erau, face și acum, bănuiesc, care erau libere, deci erau fără plată. Da. Se făceau în duminica, fiindcă weekendul era numai de duminică.
la facultate pe diverse materii. Și erau cărțile care se găseau oriunde. Pentru fizică nu erau cărțile părinților, erau cărțile de fizică. Vedeți ce se întâmplă, dat fiind ideea falsă că la admitere se făceau diverse lucruri incorrecte, s-a introdus ideea de bibliografie obligatorie, care sunt cărțile de școală. Și evident, cărțile de școală au limitările lor și e foarte greu să faci subiecte sau baremuri de corectură, fiindcă am spus asta cu alt prilej, poate am să răspund când eram nouă, decan, da? Am spus... A spus decan 2 ani de zile. Da, să poate face un barem de lucruri bune, dar un barem de prostii, nu, fiindcă lucrurile bune sunt finite, prostiile sunt infinite. Frumos. Nu se poate face un barem de negativ. Și atunci baremurile și studenții din clipa în care s-a introdus sistemul ăsta învață pe din afară, uneori fără să înțeleagă nimica, cartea. Domnule profesor, ați fost vreodată președinte de bacalaureat? Am fost. Și eu am fost și mi s-a întâmplat, nu mai are importanță orașul, și eram conferențiar atunci, și mi s-a întâmplat ca profesorul să scrie pe tablă baremul, ci nu subiectul la zoologie. Se poate. Și cu asta am spus totul. Am să vă fac o plăcere, am fost președinte de comisie de bacalaureat la Râmnicu Vâlcii odată, la liceul sanitar de acolo. Cunosc foarte bine orașul, da? 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 Și am fost la Brăila, la liceele sanitare. La liceele sanitare, la bacalaureat. Și aveți o amintire? Am amintiri foarte bune, fiindcă am avut de-a face cu oameni, profesorii de la școlile respective, care erau realmente și binevoitori și foarte corecți în ceea ce făceau. Ceea ce a fost remarcabil de bine. Domnul profesor, aveți un CV complex, se mă amenințați că se termină partea întâi, nu, înainte de a mai aduce câteva completări. Membru al Societății Române de Cardiologie. Cum ați trecut la cardiologie? De la medicină internă la cardiologie? Clinica de la Colțea a fost o clinică cu preocupări în cardiologie de la unul din marii cardiologi ai noștri din epoca post-belică, aș îndrăzni să spun, profesorul Bazil Teodorescu. Bazil Teodorescu a fost elevul unui mare clinician francez, Vaquez. Ca să vă dați seama, Vaquez era internist și a descris o boală, boala lui Vaquez sau policitemia vera. Dar este și cel care a imaginat aparatul de tensiune care îl folosim astăzi. Se cheamă aparatul de tensiune Vaquez-Lobry. Și Vaquez avea preocupări de cardiologie și Bazil Teodorescu, elevul lui, chiar dacă era internist, avea preocupări majore de cardiologie. De altfel, Bazil și cu Tantinel Iliescu, cu profesorul Cece Iliescu, care era de școală engleză, elevul unui cardiolog englez, Sir Thomas Lewis, au dominat cardiologia. Cardiologia postbelică în România. Bazil a scos primul tratat de cardiologie. Un tratat în două volume, scos de... O biblie. Ca o biblie. Da? Scos de Bazil Teodorescu și elevii lui. Iar profesorul Tantinel Iliescu a făcut ASCAR-ul ca centru de asistență a cardiacilor. Adică au fost complementari în abordul cardiologic. Și atunci clinica de la Colțea avea o aplecare către cardiologie. Profesorul Mihail, de care am pomenit, profesor, șeful clinicii, era internist cu preocupări majore de cardiologie, a fost de altfel ani de zile președintele Societății de Cardiologie, Societății Române de Cardiologie. Iar conferențiarul era profesorul Pompiliu Popescu, era un om cu totul deosebit, unul dintre cei mai subtili clinicieni care i-am cunoscut și care era cardiolog de specialitate. Făcând medicină internă, evident. Am înțeles. Sunteți membru al Academiei Române de Medicină, deci membru plin, din 1993. Felicitări. Mulțumesc. Membru al Societății Europene de Cardiologie. Da. Societatea Română de Cardiologie, fiind afiliată celei europene,
practic toți membrii societății sunt și membri ai societății europene, cum membrii societății de medicină internă sunt și plătim cotizație pentru asta, evident, la numărul totul de membri, plătește, totul da? Se plătește, da? Al Federației Europene de Medicină Internă. Sunteți generația 44. Da. V-ați născut la 18 zile, 22 aprilie, după bombardamentul cel mare, da. 4 aprilie 1944. Și acum să vă spun câteva lucruri pe care nu vi le-am spus în pregătirea noastră. Pot să vă spun o completare aici? Da, chiar vă rog, un adagio, binevenit. Părinții mei, deci și eu când m-am născut, stăteam într-un apartament, tot vis-a-vis de Colțea, pe strada Ionghica. Nu e nimic întâmplător, da. E strada între Muzeul Orașului București și blocurile care sunt în da. Primul bloc acolo. Și mama povestea că au mai fost bombardamente, că au fost pe lângă cutremur și bombardamente, că se refugia cu mine în baie, care era o cameră mai retrasă, mai în sânul apartamentului și deci mai sigură. Deci nu a sărit pe fereastră, nu s-a sărit nu, pe fereastră, nu. Frumos. Și n-ați avut niciodată sau părinții când nu să se refugieze, deci au rămas. Nu, în au stat în București. Bine, în natura meseriei trebuia să stă. Sigur tata că a fost amândoi pe front. Medici și ce medici. Tata a fost pe front. Dar nu la Cotul Donului, am înțeles, sau aproape nu, nu, de Cotul nu. Donului. A fost pe aproape, nu la Cotul Donului. Ca medic. Ca medic de unitate și după aia s-a întors în țară când s-a retras. Dar și unchiul tatălui. Unchiul tatălui s-a prăpădit în Primul Război Mondial. Unchia. El fiind medic și îngrija pacienții cu tifos exantematic și lucra medic, cu deci. Intuise că păduchii sunt vectorul acestei boli și lucra cu păduchi. L-a mușcat un păduche, știa lucrul ăsta și știa că o să îmbolnăvească. Din fatalitate. Păcate s-a și prăpădit. Aș vrea să vă spun ce spun alții despre dumneavoastră, nu? Cum m-am pregătit eu. Ion Brugner este considerat un titan al medicinei românești. Mi se acesta pare exagerat. Este metalul. Da, este o exagerare. Frumoasă, dar exagerare. De asemenea, Ion Brugner, și mă opresc aici cu laudele, dar nu din partea mea, dar sunt meritate, este considerat un pionier al medicinei interne românești. Aici cred că e o neînțelegere a cuvântului pionier. Pionieri sunt primii care fac lucrul ăsta. Medicina internă a apărut ca specialitate în Germania secolului XIX. Până atunci medicina era una, chirurgia era altceva, fiindcă știți bine că chirurgii proveneau din Bresla bărbierilor și după aia au fost uniți cu da. Medicina și au fost obligați să aibă și studii medicale. Dar medicina și chirurgia și acum în Franța se împarte încă în medicin și chirurgien. Sunt două categorii distincte două de medici. Tabere. Două tabere. Bun. Un chirurg bun este un doctor bun, fără îndoială, și am să poate revin apropo de unele figuri care m-au marcat da, în cu formarea siguranță, mea, care merită. Care merită amintite. Și pe care dacă i-ați întâlnit pe stradă, le-ați spune mulțumesc. Da, fără îndoială. Va să zic că pionieri sunt cei care au început lucrul ăsta. Noi suntem, oricum am întoarce-o, niște urmași. Demn de înaintași. Un lucru adevărat. A fost decorat de președintele Emil Constantinescu da. Când era președinte în 97 cu cel mai înalt ordin și întrebarea era a fost pacientul nostru președintele? Nu, n-a fost pacientul meu dânsul direct, sau mă rog, l-am consultat prea puțin. Mama domniei sale a fost internată în clinica Colțea. Și sigur, v-ați făcut datoria. Și evident am văzut-o ca pe orice pacient. Nu cred că trebuie făcute diferențe între pacienți, cum îi vezi, în funcție de statutul lor social. Asta este foarte bine. Dumneavoastră când consultați un pacient, îl întrebați cu ce se ocupă? Da. N-o să credeți, îl întreb. Și nu vreau să vă mă rog. Contrazic aici. Îl întreb ca să știu cum să vorbesc. Fiindcă cum să vă ridicați sau cum să trebuie să vorbească pe înțelesul pacientului.
Este interesant. Și dacă pacientul este, ca dumneavoastră, de exemplu, un om cu studii de matematică... Nu, eu aș vrea să fiu pacientul dumneavoastră în vizită. Trebuie să vă rog, nu e bine să fiu... Cred că v-am spus asta mai devreme, nu trebuie să ai de-a face profesional cu milițienii și cu doctorii. Cu ei l-alți poți să ai de-a asta face, dar cu ăștia nu. Dar au ei de-a face cu tine. Da, asta este viața. Dacă am de-a face cu cineva cu studii de matematică, îi vorbesc în procente. Îi arăt ce se întâmplă. Foarte frumos. Dacă cu ingineri la fel? Cu... Da, aproape la fel. Sau îi explic unele chestii mai mecanic ca să le înțeleagă. Dacă am de-a face cu un om cu o pregătire mai simplă, trebuie să-i vorbesc pe limba lui ca să priceapă. Ceea ce poate să fie greu. Foarte greu. Foarte vedeți, sunt mulți colegi și asta este uneori și sursă de reclamații, care vorbesc folosind jargonul profesional. Sunt tehniciști. Sunt tehnicieni. Nu sunt, sau tehnicii, cum vreți da, să spuneți. Dar de ce vor? Nu pot altfel sau vor să fie... Uneori, fiecare specialitate medicală are jargonul ei. Normal asta, da. Ceea ce e normal. Dar când vorbești cu cineva care nu e din profesie, trebuie să vorbești pe limba lui. Dar poate fi și invers. Adică? Și pacientul să vorbească în jargonul lui. Da, se poate, dar trebuie să încerci pe cât să poate să-l înțelegi. Îl oprești, și îl oprești. Și ce înseamnă aia. Exact. Asta este o metodă. Vedeți? Tehnica interviului. Da, eu le spun la studenți, vă întreb și pe dumneavoastră. Vă rog. Un om de la țară spune, am jărăgaie. Ce înseamnă? Nu știu ce înseamnă jărăgaie. Arsură pe piept. Depinde limbaj, de un dialect, e un dialect, da, în, sigur că da, de unde în vine, limbaj da. Medical, pirozis. Bun, dacă eu îi spun ai pirozis, el nu știe ce e aia. Mamă, și dacă îl mai și declinați puțin, da? Ajungeți la ablativ, dacă la el îmi spune jărăgaie și nu știe doctorul ce e aia, mi-a plăcut. Tot nu poate să priceapă. E o poveste care se spune, nu știu dacă e reală, să pune în seama profesorului Lupu. Profesorul Lupu, Neghe Lupu, care știu a fost o mare internist, avea o pilă la un concurs și a dat pilei respective un băiat cu un băiat tânăr, un băiat de 15 ani cu reumatism articular. Reumatismul articular acut era o boală prezentă la ambele sexe, dar care e mai frecventă la femei. Și ăsta a văzut băiatul, un băiat de 14 ani, imberb, așa, și l-a întrebat, ciclu ai? Și băiatul, neștiind ce e aia, a spus da, ca să-i facă plăcere. Și l-a prezentat drept fată. Formidabil. Și a pierdut examenul. Categoric. Fiindcă lupul era un om cinstit. Dar apropo de pile, sunt și pile pe care nu poți să le refuzi, dumneavoastră? Eu ați oftat. Am oftat. Așa e. Sunt pile care nu le poți refuza. Nu poți să le refuzi. Dar eu îmi începeam, pe vremea când făceam cursurile, da? Îmi începeam cursurile... Cu regulile jocului. Între care spuneam studenților, dacă vă puneți pile, vă scad un punct la notă. Pentru că îmi dă telefon cineva să vă dau o notă mare și, din păcate, în zilele noastre, pila nu e să-l treci, pila e să-i dai 10. Categorică, da. Da? Și voi nu știți, fiindcă examenul fac public și totdeauna l-am făcut public, și atunci nu pot să-i dau. Și în felul ăsta îmi fac un dușman. Dușman am destui. Așa încât n-am nevoie să mai îmi faceți voi câte unul. Așa încât să știți de pe acum că cine este își pune pile. Bun, nu mă țineam de acest cuvânt. Nu, categoric. Dar, am și o amintire. Pe mine m-a rugat un fost rector să pun o pilă la o altă universitate. Și zic, vă rog, dați-mi coordonatele. Și numele studentului era numele profesorului și invers. Și am scăpat. Da. Există și o ignoranță aici de a pune pile. Da. Da. Profesorul Mihail avea o poveste cu un student care îl chema ca pe un coleg. Da. Și l-a întrebat la examen, ești rudă cu cutare? Și studentul a răspuns inteligent. Ce vă spun după ce îmi dați nota. Excelent. Așa încât... Și a fost dată nota. Și a fost dată nota. Mai avem câteva elemente importante din trecut și apoi vom lua o bine meritată pauză. Nu o să uit viitorul. A spus decanul Facultății de Medicină Generală 1990-1992. Da. Și ajungem la o altă durere. A fost ministru sănătății în 1997-1998.
Pare mi se mai puțin de un an. Da, mai puțin de un an. 4-5 luni. Cum ați purtat această caschetă? Ați mai dori să reveniți ca ministru? Evident că nu. Evident, deci evident că nu. Evident că nu. Nu din cauza problemelor. Problemele se pot rezolva dacă ești corect. Din cauza presiunilor incorrecte. Și uneori presiunile incorrecte vin chiar din sistem. Da, din nefericire. Din nefericire. Sigur că e greu să faci o reformă a sănătății fără bani. Și aici sunt multe de discutat. Sigur că este greu să schimbi ceva într-un sistem care nu vrea să se schimbe, fiindcă îi convine din diverse interese să fie așa cum e. Din păcate, se echivalează sistemul cu medicii. Asta nu este corect. Sistemul nu cuprinde numai medici. E complex. Nu cuprinde numai cadrele medicale, cuprinde și o parte administrativă și o parte financiară și toate aceste părți trebuie îmbucate cât se poate de corect. Din păcate, cum probabil că toți oamenii știu, la noi nu corectitudinea este trăsătura dominantă. Nu. Este clar. Că spuneați de interese, că sunt un cuvânt oribil. Da, din este păcate, opinia mea. Da, sunt de acord cu opinia asta. Din păcate, pe lângă corectitudine, ea este viciată deseori de interese. Da. Să mai spunem celor care ne urmăresc că 5 ani, din 2006-2011, pe ușa dumneavoastră scria director medical al Spitalului Clinic Olza. Nu scria pe ușă. Dar unde scria? Pe ușa mea nu scrie numele meu și atâta. Nu iubesc în mod special titulatura. Fără titlu, fără nimic. Dar am fost directorul medical al spitalului și nu mi s-a părut. Am avut și un director foarte bun, pe profesorul Cristian Popescu, care e un orelist remarcabil, un medic foarte bun. Și ați făcut echipă. Și făceam echipă și nu pot să spun că a fost o sarcină special de grea. Domnule profesor, trece timpul, ce repede trece timpul. Viitor, Ion Brugner, viitor. Spuneam noi, cum vă trăiți vârsta, domnule profesor? Până acum, bine. Chiar foarte bine. Cum o să fie mai departe, nu știu. Vedeți, trecutul e ceva ce nu mai putem schimba. Prezentul trece. Viitorul e ceva ce... Dar sunteți încrezător. Nu putem să... optimist, nu? Prevedem. Viitorul e ceva care oferă posibilități, dar e imprevizibil. Până acum e bine și îmi face plăcere să-mi fac meseria în continuare. Să vă scrieți memoriile? Am început să scriu și mă tot... Poate că într-o bună zi am să le și termin. Dar fiindcă spun în ele adevărul, nu știu dacă am să le public intravitam. Există iarăși un citat, să spui mereu adevărul, ca să nu ai niciodată nimic de ținut minte. Da, evident că așa e. E corect, da? Evident că așa e. Eu am mai uitat să spun ceva și îmi cer scuze. Ați purtat cu demnitate și timp de 4 ani cascheta de vicepreședinte al Societății Române de Cardiologie. Da. Felicitări. Da. Și așa le-am îmbinat. Acesta, nu știu dacă a fost un portret, un nanoportret, dacă mai sunt ceva elemente de adăugat deocamdată, pentru că apoi vom veni cu detalii în partea a doua, în partea a treia, vom avea și telefoniști care cred că nu mai au timp să aștepte. Dacă mai aveți o completare, vă rog să o faceți acum, după care urmează o pauză. Special. Mulțumesc! Cu plăcere! Sunt în partea a doua a emisiunii Oameni cu Poveste. Invitatul meu este un om carismatic cu poveste, profesor universitar, doctor Ion Brugner. Domnule profesor, să mai spunem celor care ne urmăresc că pe burtieră este scris următorul text care reprezintă tema emisiunii. 50 de ani dedicați medicinei interne și cardiologiei. Să mai facem un pas, suntem în partea a doua, suntem la mijloc amândoi și aș vrea să continuăm
în aceeași notă optimistă. Sunteți un optimist? Da, da. Pentru că acolo unde se termină realitatea, începe speranța, domnule da, profesor, așa da? E. Și haideți, așa haideți să apelăm și noi la speranță. Domnul profesor, după această prezentare prelungită, cred că ar fi bine să apelăm la ajutoare. Și un prim ajutor este telefonist, numai telefonist, nu este, profesor universitar, doctor Eduard Apetrei, pe care am înțeles că îl cunoașteți de o viață. Da, de multă vreme. Medic primar cardiolog, profesor de cardiologie, Institutul de Boli Cardiovasculare, profesor C.C. Iliescu, București, fost vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale, doctor honoris causa, Universitatea de Medicină Iași, fost președinte al Societății Române de Cardiologie. Înțeles că și domnia sa își trăiește cu demnitate vârsta. Și o trăiește cu multă demnitate și foarte activ. Foarte activ. Foarte activ. De altfel, când zice activ, dumneavoastră medici aveți și o vorbă că mișcarea da. Trebuie făcută, nu costă nimic. Da. Apropo de mișcare, dumneavoastră când ajungeți la ce etaj, la pacienți, luați liftul sau? Nu. De preferință mă duc pe jos. Vedeți, aici doctorii poate au o privire mai primară. Organismul a fost făcut, când a apărut el, să umble prin pădure. Să fugă de lup, să fugă după iepuraș. Aveau așa diverse este. Ocupații. Organismul nu e făcut să stea, îmi pare rău pentru dumneavoastră, la calculator. Nu, am Noi înțeles. L-am pus la calculator. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, apropo. Îl avem la telefon. Sigur. Mulțumesc frumos, regia, pe domnul profesor universitar, doctor Eduard Apetrei. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Nu știți cât mă bucur, după discuția pe care am avut-o ieri, după completările pe care mi le-ați cerut, că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Sper să nu regretați. De ce? Pentru că invitatul meu este un om cu poveste, un om carismatic, un vechi prieten de-al dumneavoastră, domnul profesor universitar dr. Ion Bruckner. Cu plăcere. În primul rând vă pot contrazice pentru toate calitățile care le-ați acordat domnului profesor Ion Bruckner, prietenul meu. Vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Pentru început, vă rog, dacă se poate, și știu că dumneavoastră aveți un spirit de sinteză de invidiat, așa știu eu. Să nu exagerăm, da. Nu exagerez, nu? Să-l zugrăviți, n-am găsit alt cuvânt, pe invitatul meu, domnul profesor Ion Bruckner, folosind cuvinte puține, dar spunând mult, după principiul non multa sed multum. Vă rog. Da. În primul rând, a spune câteva cuvinte despre profesorul Bruckner nu e greu, vă spun de la început. Vă rog! Nu e greu pentru că este un om cu adevărat, un om despre care poți să spui lucruri deosebite. Și primul lucru pe care îl pot spune este că este un adevărat profesor. Este un om deosebit, este un om cu o pregătire profesională, aș putea spune, aproape unică la noi în țară, provine dintr-o familie de profesori universitari și mai are o calitate pe care vreau să o notez, prelungește o școală de medicină în țara noastră, o școală de medicină internă de tradiție. Despre profesorul Bruckner se poate spune că e printre puținii profesori de medicină internă adevărați, și folosesc un termen pe care mi-l asum, pe care mai are țara românească. Ținând seama de evoluția medicinii în general, medicina internă s-a împărțit în foarte multe specialități, dar profesorul Bruckner menține, să zicem, importanța medicinii interne pe care o practică și o propagă. Atât la cei care îi sunt apropiați, care îi sunt studenți, care îi sunt rezidenți. Profesorul Bruckner este un om care are o capacitate de a reda faptele reale din lumea medicală în mod deosebit. Așa se și explică de ce este invitat la foarte multe manifestări științifice, la multe congrese,
domină și conduce un congres de anvergură, Congresul de Medicină Internă din țara românească, de an bun. Profesorul Bruckner este printre puțini oameni care încă ia în seamă, în primul rând, ce spune bolnavul. Suferința bolnavului eu o socotesc foarte importantă, iar profesorul Bruckner îi dau atenție la fel de mare. Contează mult să stai de vorbă cu bolnavul și să-i ascult suferința și apoi să iei seama la ce spun înregistrările, adică cum ar fi aparatele. Ori profesorul Bruckner este printre aceia care acordă mare atenție spuselor, dacă îmi permit să pronunț cuvântul ăsta, spuselor bolnavului. Spusa bolnavului este foarte importantă. Profesorul Bruckner emană o căldură deosebită și este un prieten de nădejde. Este un prieten de nădejde să spun, beneficiază, pune numele de rigoare, foarte multă lume. Este un om care menține o școală de medicină internă, trează în țara românească și sunt foarte mândru că mă consideră, așa sper eu, printre prietenii lui. Fără îndoială. Și vreau să spun o întrebare, fiindcă te-am auzit și îți mulțumesc pentru cuvintele foarte frumoase. Poate nemeritate, dar foarte frumoase. Sunt normal, Ioane. Întrebarea este așa. Crezi că medicina internă are un rost să existe? E o întrebare grea, să știi. Eu care fac cardiologie, să spun, aș putea folosi cuvântul cardiologie pură, și care am fost format în medicină internă, trebuie să dau următorul răspuns. Nu că trebuie, simt să dau următorul răspuns. Medicina internă va persista, dar nu în forma pe care am perceput-o noi acum 30-40 de ani. Ah, fără îndoială. Sigur. Medicina internă se va rearanja. Da. Spune altfel cuvânt. Spune. Iar tu cred că poți să dai un răspuns mai bun decât. Intervin și eu aici, ca nespecialist, domnule profesor. Suntem între noi profesori aici, dar totuși, cine poate asigura un viitor? Școala? Societatea? Viitorul cui? Medicinii interne. Viitorul medicinii interne, la sigur, e profesorul de medicină internă și cei școala. Care sunt formați de școala de medicină internă. Pentru că profesorii au și ei o lungime, o anumită viață, dar după ei trebuie să rămână oameni convinși. Da. Și oameni de calitate, bine preparați, și asta este, să spun, din ce în ce mai greu, să nu vă sperați că vă spun acest lucru, din ce în ce mai greu. Așa e. Și uneori din ce în ce mai ușor. Depinde către zona care vrei să te concentrezi și să lași o urmă. Deci viitorul medicinii interne se află, după opinia dumneavoastră, a domnului profesor, în mâini sigure. Viitorul medicinii interne acum se află în mod mâini sigure. Nu știu ce va fi mâine. Da. Vedeți, pacientul nu știe la ce specialist să meargă. Să duce unde îl doare. Dacă îl doare în piept, să duce la cardiolog. Profesorul Apetre are sigur experiența asta. Vine că îl doare în piept și nu are nimic la inimă. Poate să aibă ceva pulmonar, poate să aibă ceva esofagian, digestiv, dă coloană. Deci, doctorul trebuie să știe, să aibă o formație și în domeniile apropiate. Conexe. În domeniile conexe. Cardiologi sunt puțini. Și asta este medicina internă. Pe de altă parte, sunt boli foarte frecvente. Hipertensiunea care afectează 45% din populația României. 45%? Așa spunea și doamna profesoară Maria Dorovan. Așa rezulta din diverse studii. Profesorul Apetre a făcut și dânsul un studiu populațional și nu mai țin minte exact cifra, dar era tot parcurs. Procentul, îl spun eu, la oamenii care depășesc 65 de ani, procentul este de 80%. Da? 80%. E bun, 80%. Nu poate să-i vadă numai cardiologii. Mai ales că omul în vârstă, cum spune profesorul Apetre, este un om care are mai multe boli, care interferă. Dar după 50 de ani câte boli trebuie să ai? Dacă e după să 50 luăm... de ani? Da. Nu trebuie să ai niciuna. Nu, așa ar fi ideal, nu doar profesor. Dar ai câteva boli, sigur, unii spun 5 boli. Bine, exact. Considerând boli și
durerile de încheieturi și categorii, hemoroizi. Da. Și vârsta, dacă tu și vârsta în sine. Și vârsta în sine. După anumită vârstă, ai vârsta pe care o meriți, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult. Dacă vreți, încă un adagiu cu cea mai mare plăcere, pentru că sunteți o persoană super agreabilă. Îi urez profesorului Bruckner viață lungă, îi urez multă sănătate și urez să mențină același tonus. Mulțumesc. Care l-am văzut acum 2-3 zile la el. Mulțumesc, la fel și ție. Mulțumesc mult. Domnul profesor, eu vă mulțumesc în mod deosebit și acum, dacă nu cer prea mult, dacă ați putea împărți timpul astfel încât să vă rămână o bucată de timp, de 2 ore, de 3 ore, și pentru emisiunea noastră Oameni cu Poveste, întrucât aveți o poveste care, zic eu, trebuie spusă și este bine să o cunoaștem cu toții. Dacă mă invitați, eu vin cu plăcere. Deci, din acest moment, eu vreau să vă invit. Să știți că așa mi-a spus și domnul profesor. Așa am spus și eu odată. Bruckner, după care a avut mici ezitări, însu este suspect de sincer și nu știu acum, suntem în partea a doua a emisiunii, dacă regretă, dar mai avem o parte și în final am să vă spun eu, am să vă spun când se dă emisiunea, astfel încât să aștept și o opinie surplus, cum deci, să zice. O să mă uit cu plăcere la emisiune. Domnul profesor, dacă mă invitați, când mă invitați, vin cu plăcere. Cu cea mai mare plăcere vă invit, am promisiunea dumneavoastră, o să-l rog și pe domnul profesor să fie telefonist, numai telefonist nu o să fie, ca să aflăm lucruri mai multe. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez și vă doresc și eu sănătate. Mulțumim. Sănătate. La revedere. Foarte interesant, domnul profesor. Da, da. Foarte interesant. Un om deștept, un om deosebit. Foarte interesant. Aș vrea să mai facem un pas. Da. Rog regia, materialul apariției media pe care am să vă las pe dumneavoastră să le comentați acolo unde este cazul. Iată un prim interviu, vedeți sănătate. Cele mai triste atitudini ale pacienților sunt din motivație religioasă. Să rămânem puțin pe acest... Vă referiți la... Adventiști, vă referiți la cine? Nu mai știu când și ce. Da. Ce am vrut da, să spun. Dar sunteți dumneavoastră aici, da? Eu sunt, evident da, că rog, eu da? Sunt. Mă refer la cei care nu vreau să doneze sânge, pentru că Dumnezeu. Acolo este împotrivă. O problemă da? Reală. Eu am citit interviul, da? Și eu mă refeream la părinți care nu vor să lase copiii să fie, de exemplu, vaccinați sau să primească o transfuzie. Copiii sau neamurile? Sau neamurile alea bune sau proaste? Neamurile care le au. Care le, pe care le merită. Da. Zicând că nu poți să bați sânge de la altcineva la un om. Fără îndoială, sângele, asta spunea și Mephisto, sângele e un lichid special. Categorică, dar... Dar asta nu înseamnă că atunci când poate să salveze o viață, nu trebuie să-l faci pacientului. Am înțeles. După cum nu înseamnă că nu trebuie să-ți vaccinezi copilul, fiindcă sunt boli mortale sau care lasă invaliditate. Ca să nu vorbesc de moarte, să vorbesc numai de invaliditate, poliomielita a fost o boală care, la cei din generația noastră, dacă pot să spun așa, fără să vă supăr, nu mă supărați lăsa sechele deloc, îngrozitoare. Și mai vezi și astăzi oameni cu defecte de care somatice suferă, secundare poliomielitei. Și marele progres a fost realizarea vaccinului antipolio, care a făcut ca această boală, care era o sperietoare, fiindcă și omora sau lăsa invalidități, să practic dispară făcând vaccinare. Și în țările în care nu se face, poliomielita există și virusul polio, care este un virus digestiv, continuă să existe. Da. Aici sunteți un român frumos, domnule profesor. Da. Mi-au făcut această plăcere în amfiteatru când țineam un curs. Pe vremea când țineam cursuri și eram activ. Am înțeles. Dar și acum mai țin cursuri. Cu casa închisă, am înțeles. Și acum mai țin cursuri, dar țin câteva cursuri. Iată un titlu aici pe care aș vrea neapărat să le explicăm. Foarte mulți specialiști români aleg medicina internă ca a doua specializare. Da, poate că ar trebui formulat puțin altfel.
adică foarte mulți medici care au specialitatea medicină internă, după aceea se supra-specializează și așa ar fi normal. Așa ar fi normal. Adică medicii care au specialități derivate din medicina internă, cardiologia, pneumologia, reumatologia, nefrologia, orice, ar trebui să aibă o pregătire solidă de medicină internă. Modelul german este acesta, adică în Germania doctorii sunt specialiști în medicină internă cu punct greu, cu șverpunct pe o specialitate. Fiindcă trebuie să ai o vedere laterală, ceea ce spuneam mai devreme, să cunoști și ce se întâmplă la vecini. Nu să faci pe vecinul. Am înțeles. Și eu spun de obicei, iertați-mă că nu vă las să spuneți. Eu vă rog, nu. Eu spun de obicei, nu trebuie să știu să tratez un bolnav cu cancer în sensul schemelor de oncologie. Asta e treaba oncologului, dar să diagnostichez cancerul e treaba mea. Bolnavul nu se duce la oncolog să-l diagnosticheze. Bolnavul vine la internist cu o suferință, oarecare, care o fie ea, și internistul face toate diligențele să aibă diagnostic. În clipa când l-a diagnosticat, evident îl trimite la oncolog să-l șlefuiască diagnosticul și să-l trateze. Să rămânem puțin pe oncologie. Este un subiect, nu că e la modă. După dumneavoastră, ce părere aveți despre, unii nu spun cancer, spun boala rea sau nu știu cum spun, despre cancer, da, și modul cum este el diagnosticat și chiar vindecat? Mă refer la bărbat și la femei. Evident, și la bărbat și la femei sunt forme de cancer care se vindecă. Se vindecă până capacitatea medicinii actuale. Și capacitatea asta crește destul de repede. Oamenii au o teamă. Au o teamă să recunoască și politica struțului, să-ți dai seama că ceva nu e în regulă și să baci capul în nisip, nu este o politică bună. Deloc. Deloc. Sunt cancere care se vindecă integral. Nu vorbesc de cancerul de piele, care se vede. E bun, se vede că e pe piele și totuși vin bolnavi cu cancere de piele ulcerate, ajunse în stadii în care evident că faci ce poți. Schelet. În care faci ce poți. Cancerul de laringe, de exemplu, se vindecă chirurgical cu o invaliditate mare, că bolnavul nu mai pierde vorba și trebuie să reeduce să vorbească. Să reeduce în sensul vorbitului din stomac sau vorbitului cu oarecare proteză de vorbire. Cancerul de sân la femeie, dacă este prins de vreme, se vindecă. Din păcate, vezi femei și nu femei fără o formație mai veche, mai bună. Vezi femei care ajung cu cancere ulcerate, te miri că nu vin. Cancerul uterin se vindecă. Sau cancerul de colon. Cancerul de colon se vindecă chirurgical. Dacă bolnavul se plânge și medicul se gândește la lucrul ăsta. Și nu sunt cancere rare. Știu că sunt cancere care, din păcate, rare ori să descoperă. Nu mai soluție. Dar să fim optimiști. Dar, vă rog, tot n-ați să spuneți aici ce medici pun cele mai bune diagnostice și care simptome sunt cel mai adesea confundate. Da, se mai fac și confuzii. Vedeți ce se întâmplă? Bolnavul vine cu un simptom și fiindcă ați spus de cancerul de colon, să zicem că bolnavul vine cu constipație sau vine cu un sindrom anemic, cu o anemie. Dacă doctorul îi dă fier sau îi pune pe transfuzie de sânge sau îi spune, ai constipație, îți dau un purgativ, e un doctor prost. Prost, ăsta e cuvântul. Ăsta e cuvântul. Neiertător, de acord. Ăsta e cuvântul rar, nu e neiertător, e un doctor prost. Un bolnav care face o constipație acută, nu vorbesc de ăla care e constipat de când să știe, ci unul care s-a constipat de un timp de, sau unul care vine cu anemie, trebuie să-i cauți întâi și întâi cauza anemiei sau motivul constipației. Nu-i neapărat cancer, poate să fie orice. Da. Dar trebuie să cauți și regula este să diagnostichezi, să pui în discuție
boala cea mai gravă întâi și să o excluzi, dacă se poate, și după aceea să afirmi un diagnostic, s-a constipat fiindcă n-a mai avut closetul de acasă. Foarte corectă explicația. Asta e ultima care trebuie să o afirmi. Iată un titlu care obligă puțin la o explicație din partea noastră. Un internist trebuie să știe cardiologie clinică, deoarece niciodată nu vor fi destui cardiologi care să diagnosticheze și trateze corect bolile foarte frecvente. Aș dori o explicație. Titlul e corect, nu? Titlul e foarte corect. Vedeți, sunt boli cardiace foarte frecvente. Ca de exemplu hipertensiunea. V-am spus, dacă e 45% din populație, înseamnă că e aproape jumate din populație. Și ați auzit, după o anumită vârstă... Și după o anumită vârstă sunt și mai mulți. Evident, ăsta 45% e în populația între 17 și 70 de ani. Nu mai vorbim după 70. Cardiopatia ischemică. E o boală foarte frecventă. Sunt boli cu o frecvență medie, dacă care pot fi diagnosticate, stenoza aortică degenerativă, de exemplu. Sunt boli rare. Bun, bolile rare, teoretic, aparțin specialistului, dar trebuie să fie diagnosticate înainte, ceea ce vă spuneam apropo de cancer. Deci bolnavul nu știe la ce doctor să se ducă. Categoric. Bolnavul se duce la doctor. I-a spus vecinul, a văzut pe internet... No. Se duce la medicul de familie, da. Și e foarte bine, și medicul de familie e un personaj foarte important. Ar trebui să fie foarte important. Sau ar trebui să fie. Din păcate, opinia sistemul, mea. Da, așa este. Din păcate, sistemul face un birocrat care trebuie să stea la hârtii și la calculator. E adevărat, e adevărat. Introducă pacientul în sistem. Cu sistemul mănâncă, informațional sau infracțional, cum se zice, da. Asta mănâncă imens de mult timp. De altfel, toată această poveste, sigur că există și un banc corespunzător, bancul este că la o unitate militară vine un colonel nou și găsește într-o cămăruță acolo arhiva unității de la războiul de independență. De 77. Zice, ce cu asta? Păi zice, arhiva unității, zice, să o casăm. Și plutonierul major zice, domnul colonel, nu e bine, zice, trebuie să cerem avizul de la Marele Stat Major. Face o hârtie, cere avizul de casare și primește răspuns. Se aprobă casarea, faceți copie în 3 exemplare, trimiteți unul la Marele Stat Major, unul păstrați la unitate și unul trimiteți unde vreți dumneavoastră. Dar iată un moment fericit, ați primit premiul de excelență al Asociației Medicale Române. Felicitări! Mulțumesc! Primiat, da, de asociație, aici sunteți veseli, mă bucur mult de tot, ca întotdeauna de altfel. Da? Să o fire blajină dumneavoastră. Da, da. Să mai vedem. Prea blajină. Iată aici, atenție, un avertisment. Este o greșeală să nu-ți asculți pacientul. Cine te limitează ca să nu-ți asculți pacientul? Casa de ajutor? Nu. Dar cine? Vedeți că aici am răspuns ferm. Sunt două limitări. Vă rog. Sunt două limitări. Și eu cred că din multele procese de malpraxis care se fac... Reclamații, la noi tot și reclamații, cauza principală este o lipsă de comunicare cu pacientul. De-aia v-am spus în prima parte că trebuie să vorbești pe limba lui ca să înțeleagă, să înțelegi limba lui. Și eu cred că singura acuzație de malpraxis care este de neiertat este să nu vorbești, să nu examinezi pacientul. Pacientul spune ce îl supără. Din păcate, noi suntem limitați în practica noastră de timp. Vedeți, numărul de medici în România a scăzut și atunci încărcătura de pacienți per medic a crescut și este mare, este mult prea mare. Pe de o parte, nevoile administrative care sunt false fac ca mulți medici să stea mai degrabă să rezolve problemele administrative legate de bolnav. Da, pentru că sunt controlați, sunt verificați, au și o teamă anume de aceste documente. Evident au și o teamă, fiindcă nu te judecă nimeni după pacientul care l-a îngrijit. Scrisul rămâne. Te judecă după documente. Și deci este o carență de timp și din păcate este o carență de formare, fiindcă este fascinant să vezi niște documente, sigur că e foarte frumos să te uiți pe ele,
Dar e mult mai bine să vorbești cu pacientul și după aia să te uiți pe documentele Excelent. Lui. Aici spuneți dumneavoastră, degeaba ești sfidător sau vanitos, poți fi genial și dacă ești blând. Aici da. E vorba de acel serial de televiziune, Dr. Da. House. Am înțeles, a fost și comparat în anumite... Dr. House avea viuri. În filme o oarecare duritate. Da, duritate pe puternică. Pe care nu pot să spun că o apreciez la un doctor în relația cu pacientul. În relația cu colegii, eu cred că e mai bine să încerci să fii mai blând, și dar ferm. În același timp, adică să sancționezi neplăcut greșelile. Am avut între șefii mei și șef mai duri și șef mai blânzi. Și cam să-mi dau exemplu, tatăl aici, nu mi-a fost, mi-a fost șef în internat. A fost șef, da? Da. Da. Era, nu vorbea niciodată urât sau rău. Vorbea rece în clipa când îl supărai. Dar și dumneavoastră știți să păstați o distanță amabilă. Și în clipa amabilă. Când vorbea rece, intrai în pământ. L-am avut pe profesorul Juvara, era... Ion Juvara. Era uneori vulcanic în reacții, ca orice chirurg bun de altfel, dar niciodată pe nedrept. Frumos. Niciodată pe nedrept. Mai avem... Încă o declarație a dumneavoastră, în străinătate este o tendință generală de reconsiderare a medicinii interne. Numai în străinătate? Deocamdată mai mult în străinătate decât la noi. Vedeți, în Europa există Federația de Medicină Internă, făcută din specialiști de diverse specialități, care reconsideră medicina internă la nivel european. În Statele Unite a apărut o categorie nouă de medici, se cheamă hospitaliști. Și ăștia sunt interniștii de spital, fiindcă au văzut că într-un spital sunt internați oameni de obicei în vârstă, da. Care au mai multe boli și trebuie cineva să decidă între bolile astea o ierarhizare, o prioritizare a gesturilor medicale. Vedeți, sunt două categorii de specialiști. Sunt specialiști de aparate, adică el știe să mânuiască un aparat și iubește aparatul ăla mai mult decât orice, fiindcă e aparatul lui. Și o prelungire a lui, da? Și o prelungire a lui. Iată aici la Digi24 este o apariție media, da. Conferința Națională Zilele Clinicii Medicale. Da, sunt doi colegi în poză, doctorul Răzuș și doctorul Ungureanu de la Iași, Ungureanu mai mare puțin decât mine, un excelent internist ca și Răzuș. Să-i salutăm de aici. Da. Vă rog. Sfaturile unui mare vindecător. Aici să vă ajut eu puțin. E vorba de muzică, totuși, unul din sfaturi. Dumneavoastră, am înțeles că vă place Brahms. Ce vă mai place? Oh, îmi place foarte mult Mozart. Și îmi place Beethoven. Când dădeam examene, ascultam înainte de fiecare examen o sinfonie de Beethoven, că îți dă curaj, îți dă forță. Categoric. Și mai ales susțineți dumneavoastră că muzica are și un rol în vindecarea pacienților. Vedeți? Și aici pot să par demodat sau pot nu, să vă par... Rog. Știu și se eu... la oameni cu poveste, domnule profesor. Mă rog, nu comentez, dar noi ignorăm deseori psihicul bolnavului. De multe și psihicul... Ori. Pentru că nu avem timp sau nu-i timp. Nu avem timp și nu știm să ne apropiem de ei. Psihicul e foarte important. Un pacient care vrea să lupte, poți să-l ajuți. Un pacient care abandonează lupta... nu mai poți să faci nimic. Și tu îi mai și sugerezi cum să mai vedem frumos o imagine, da? Andrei. Muzica este ceva care liniștește. La muzic, unul din colegii mei, doctorul Iamandescu, profesorul Iamandescu, se ocupă de chestia asta și are niște observații foarte interesante. Da, mi-amintesc profesorul Lascăr, pe care îl salutăm de aici, din câte știu, operează pe muzică. Da, da. Da, fiindcă te liniștește, îți dă o... Asta e interesant, da. Altă... Să mai vedem și alte imagini, Andrei, am citit titlul toți. Fără îndoială, primăriile este o situație tristă. În 90, în România, erau 44.000 de medici, acum sunt 37.000. Deci pierderea absolută e de 7.000 de medici. Îngrijorătoare. Lăsând la o parte faptul că numărul de medici care au plecat din țară și lucrează pe oriunde, pe lume, este mult mai mare. Fiindcă facultățile produc și produsul să
duce în lume. Și lucrul e normal, nu trebuie condamnați pentru asta, pentru că, evident, orice om, indiferent de meserie, caută să ducă acolo unde... Ubi bene, ubi patria, da? Să mai vedem o imagine. Nu pentru bani, ci pentru considerație. Iată, da. Medicul specialist trebuie să fie mai întâi medic internist. Ați comentat asta. Am comentat. Să mai vedem în medica academică. Frumos! Domnul profesor, a fost doar o parte din aparițiile media. Eu vă mulțumesc pentru modul în care ați și comentat și am înțeles că foarte multe apariții au constituit o surpriză pentru noastră. Da. Pentru că ați uitat. Unele uitasem. Și uitarea e scrisă în legii românești. Evident. Să mai vreți să comentați ceva, pentru că trebuie să facem obligatoriu o pauză, da, după care vom intra Bun. În final a Bun. Treia parte. Ce repede da. Trece timpul, trece domnule profesor. Puțin prea repede. Puțin prea repede. Dar ne grăbim încet. Sunt partea a treia a emisiunii Oameni cu Poveste. Invitatul meu este domnul profesor universitar dr. Ion Bruckner, un om carismatic. Și am să vă întreb direct, ce fel de copil ați fost, domnule profesor? Singur la părinți. Da. În păcate, probabil, fiindcă copiii trebuie să aibă ca și puii de orice animal, un alt pui cu care să se joace. Am avut, din fericire, prieteni foarte buni din copilărie. Trebuie să recunosc că în decursul vremii am schimbat cel puțin două rânduri de prieteni și nu poți să ai mulți prieteni. Orice om are doi, trei prieteni, real de suflet. Prieteni, da? Prieteni. Cunoștințe ai mai multe. Uneori cunoștințe amici, apropiate. Amici ai mai mult. Amici poți sunt ai, și, da. Sunt și prieteni care se transformă în amici și invers. Și invers. Da. Dar prieteni de suflet ai un număr limitat, fiindcă nu se poate altfel. Cum vă jucați când erați copil? Nu erau calculatoare? Nu erau calculatoare. Și dar jocul jucam. Are un rol important în educație. Jocul are un rol educativ. Din păcate, calculatorul și jocul pe calculator, din punctul meu de vedere, desocializează copiii, fiindcă vezi deseori copii care stau unul lângă altul și fiecare să joacă pe calculator. Nu mai au da? O comunicare între ei, ori jocul trebuie să stârnească o comunicare între copii și ne jucam. Aveam un prieten care stătea într-o curte frumoasă. Ați locuit tot timpul la curte, nu? Nu, am locuit la bloc. Eu personal am locuit la bloc. Dar aveam acest prieten care avea o casă foarte modestă, dar cu o curte foarte frumoasă în Cotroceni. Ospitalieră. O curte în care pentru noi era o bogăție și iarna și vara, fiindcă ne puteam juca, făceam curse de biciclete, făceam toate prostiile posibile. Toate prostiile posibile și, din fericire, puteam să le facem fără să stârnim reacții ale vecinilor care să fie supărați de zgomot sau de alergătură. Toate nebuniile, ca să spun așa. Nu, eram noi foarte nebuni, eram destul de liniștiți. Că era și el, ca și mine, un om liniștit. Acum, din păcate pentru mine, din fericire pentru el, el la Viena, profesor, și el profesor de muzică, dar deci, asta e altfel. Deci marfă de export, cum da, se spune, deci da? A, și vă mai auziți de sărbători? Ne mai auzim, da, din păcate de sărbători mai mult. Am fost să-l vizitez acum vreo 2 ani ca să îl mai văd, să stau cu el și ne-am simțit foarte bine câteva zile, vreo 2-3 zile. Apropo de Viena, ați cerut vreodată ajutor prietenului dumneavoastră să vedeți concertul de Crăciun? Nu, dar l-am văzut întotdeauna la televizor. Nu, la televizor tot. Dar v-a interesat vreodată să mergeți și sur place? Am fost, fiindcă au fost câteva congrese medicale la Viena. Vă stârnesc și, puțin, da? Da. Și organizatorii ofereau participanților
evident, contra, contra cost, da, și sunt niște sume. Ofereau participarea la un congres, și am, la un concert, și am fost la sala de la Musikverein de vreo 3 ori. Frumos. În sala respectivă. Nu totdeauna cereau o contribuție mai mare fond financiară. Mă întrerup puțin la telefon. Da. Se află doamna profesor universitar dr. Maria Dorobanțu. Sorumna doamna profesor dr. Maria Dorobanțu. Bună ziua, bună ziua și bună ziua și invitatului dumneavoastră. Sărămâna. Este într-adevăr foarte activ invitatul meu, este un om carismatic, este un om cu poveste și așteptăm, cu scuzele de rigoare, prelungind noi mult această așteptare, să ne spuneți, așa cum știți dumneavoastră, multe, în cuvinte puține, aproape totul despre fostul dumneavoastră profesor, coleg acum de breaslă, domnul Ion Bruckner. Coleg mai de mult. Mai de mult. E foarte greu ca să spun ceva care să cuprindă totul. Știu că e greu. Nu se poate, vă rog. Personalitatea domnului profesor este complexă și eu aș vrea numai să amintesc câteva lucruri, dacă vreți, din primii ani ai întâlnirii noastre. Noi vrem absolut totul din partea dumneavoastră, vă rog, să ne povestiți. Profesor, domnul profesor, fiind atunci foarte tânăr asistent și noi, probabil, prima generație sau cel mult a doua de studenți care venisem cu entuziasm să învățăm. Și surpriza noastră a fost că am găsit în persoana acestui asistent tânăr un om absolut de excepție, care avea generozitatea de a se apropia de studenți, de a învăța să comunice cu bolnavul, ceea ce nu-i deloc, nu-i deloc greu, aș zice. Și, deci nu e greu, totuși, da? E foarte greu, da, și cineva care să te învețe cum să faci este foarte greu de găsit. Și să fii atent la fiecare semnuleț, la fiecare aluniță care ar putea avea semnificație și apoi să formulezi un diagnostic. Cât eu cred că aceasta face parte din și reflectă generozitatea domnului profesor, generozitate care ulterior a devenit, dacă putea fi și mai mare, să-și antreneze proprii studenți pentru concursuri și să le dăruiască, nu să le împrumute, cărți. Și eu sunt una dintre beneficiare și le-am păstrat chiar și până acum, să știți. Foarte frumos, foarte frumos. Iar eu am, dacă vreți, nu numai pentru domnul profesor, pentru toată familia Bruckner, un sentiment de profundă recunoștință. Mulțumesc. Pentru că am urmat apoi să fiu studenta tatălui domnului profesor. Ion Emil Bruckner, da? Exact, marele academician, e singura fotografie pe care de altfel o am la mine în birou. Foarte frumos, da? Știați, domnul profesor, nu știu, da, știa, domnul profesor, da, vă rog. Pentru că vreau să vă spun, e foarte greu ca un mare profesor să-ți transmită un mesaj atât de simplu despre boli ce păreau foarte complicate, și care, atunci când ți le povestea, păreau, de fapt, că sunt foarte ușor de înțeles. E mare lucru aceasta și, de asemenea, și mare recunoștință și pentru doamna dr. Bruckner. Silvia Bruckner. Nu. Nu? Nu, a soția dumneavoastră, dar mama era Silvia. Ioana Bruckner, da. Soția, am înțeles. Soția domnului. Care ne privește dintr-o stea acum, din păcate, da. Da. Deci am așa o legătură sufletească văzut, simțită întotdeauna, chiar dacă nu am, cum să spun, arătat-o poate întotdeauna, dar am păstrat-o în suflet și o păstrez.
Și mulțumesc foarte mult domnului profesor, cu care sigur ulterior, să știți că mi-a fost foarte greu să-i spun pe nume. Foarte greu. Tocmai pentru că pentru mine era profesorul. Era și doctorul. Ulterior, cu greu, cu greu am ajuns ca să mă consider un coleg mai mic, un coleg mai mic, un coleg mai tânăr. Și domnul profesor Bruckner, cu inteligență sclipitoare și cu o formație intelectuală de excepție, întotdeauna a fost un exemplu pentru mine, dar și pentru generația mea. Da. Așa, tot ce a făcut. Și mulțumesc foarte mult. Doamna profesor, vreau să vă asigur și vă rog să mă credeți că rostirea dumneavoastră de suflet, pe care o apreciez în mod deosebit și vă mulțumesc mult de tot, l-a emoționat pe domnul profesor, da. Și ar vrea să vă spună ceva. Greșesc eu? Nu greșiți. Vă rog. Îi mulțumesc foarte mult pentru cuvintele foarte frumoase care le-a spus și știu că le-a spus din suflet. Din suflet, da. Și îi spun ceva. Toți păstrăm pentru cei care, cu care am avut de-a face și care ne-au știu și eu, ajutat. Mie mi-era foarte greu să-i spun profesorului Plișcu, domn profesor. Îi spuneam domn doctor, așa cum i-a venit și lumioara să-mi spună mie, fiindcă ăsta am rămas pentru ea. Da. Și, evident, și această fixare pe titlu este formală. Formală. E formală. E formală. Nici eu când vorbesc despre doamna profesor oficial, cum fac acum, spun doamna profesor Dorobanțu. Când vorbesc cu ea, îi spun frumos Mioara, cum îi spuneam când era studentă. Nu? Da, și ea la fel. Și ea la fel. Îi mulțumesc mult și trebuie să mă laud că am avut studenți și pe copiii doamnei profesor, da, Dorobanțu. Doi medici de excepție, da? Tot doi băieți. Medici și tot, da, la fel de bine pe care i-am prezentat într-o emisiune pentru care vă mulțumesc mult. A fost emisiune de succes, doamna profesor. Vă mulțumesc foarte mult bine pentru... Vă mulțumim noi foarte... Noi mulțumim. Mulțumim pentru această conversație de suflet, deosebită, și vă mai așteptăm într-o a doua emisiune ca să fie tradiție. Mulțumesc foarte mult, la revedere. Noi vă mulțumim, la revedere. La revedere. Să ne reîntoarcem la copilărie. Am un material pentru dumneavoastră. E vorba de București anilor 50. Aveați 6 ani atunci, da? Aveam 6 ani. Și stăteam, cum v-am spus, pe Ghica, pe Ion Ghica, adică vis-a-vis de Spitalul Colțea. Și nu o să credeți, dar în mijlocul bulevardului veneau călușari. Și stăteam la geam și mă uitam cum joacă călușarii în mijlocul bulevardului. Bun, nu era circulația de astăzi. E adevărat. Era, da, tramvai. Și iată-i, pe... da, iată-i. Era tramvai și pe bulevardul, ceea ce se cheamă Brătianu. De regulă ei veneau din Osica și, da, din alte zone, celebri, celebri. București, frumos, veneau, da, și cu ursul. Cu ursul am văzut la Sfântul Gheorghe, în față. Erau muscali cu birjele lor, birje, da? Haideți să vedem, că avem, cred că regia ne ajută în acest și sens. Și ce, da, m-a amuzat cel mai tare, vă rog, era, da, că... Iată-i, da? Da. Ăștia nu sunt muscali, trebuie să aibă niște halate, nu, lungi. Sunt niște birjari, asta am găsit birjari, noi, da? Da, da, și o ținută anume, da, deci muscalii, da. Și m-a amuzat, fiindcă pe zidul, care este și astăzi, a gardului Muzeului de Istoria Bucureștilor, stăteau lustrangii și lustruiau pantofi. Și una din distracțiile copilăriei era să mă uit, era unul, un pitic, un... care era un lustragiu foarte bun și mă uitam cum lustruiește. Era o meserie. Era o meserie. Meserie, care de a dispărut. Da. A dispărut, din care a dispărut. Da? Bun, birjele s-au transformat în taxiuri și nu mai au uniformă, au alte calități și defecte. Mergeți cu tramvaiul 15, Andrei n-a găsit, da, 15, a găsit tramvaiul celebr, tramvai 26. Dacă 15... Mergeți la bunica dumneavoastră, da, de la Gara de Nord, da? Da, bunica stătea, fiindcă bunicul lucrase la căile ferate, cum... Ajungem, ajungem, și la domnul Victor Emil Bruckner, da. Mergeam cu tramvaiul 15, care mergea pe Bulevard. Clasa 1, clasa 2, da, nu? Da, da. Foarte frumos. Deci, bun, clasele au dispărut. Au dispărut, da.
Deci acestea sunt niște amintiri, iată de unde am pornit, da? Da. Am început cu bunicul dumneavoastră, da? Nu întâmplător, nu e nimic întâmplător. Bunic din partea tatălui, da? Da. Victor Emil Bruckner, 1879-1946. Da. Rămân puțin pe câteva detalii. Inginer constructor, director la Direcția de Poduri a Ministerului Transporturilor, a fost inginerul care a asigurat construirea crucii de pe Caraima. Apoi a fost șef al Băncii Naționale, inginer șef al Băncii Naționale, s-a prăpădit în 46 și când s-a pus problema să fie inclus în grupul etnic german, a declarat: eu sunt român. Ați fost la cruce? Sigur că am fost la cruce. Da? Sigur că am fost la cruce. La 2291 de metri, da? Da. Înălțime de 28 de metri și să vă mai spun că această construcție a fost inițiată de regele Ferdinand I al României, știți foarte bine, și de regina Maria. De regina Maria, da. Ca omagiu adus eroilor care și-au jertfit viața, da, în primul război mondial. E un monument făcut pentru eroii din primul război. Și este în cartea recordurilor din 2013. Da. Fiind cea mai mare construcție cruciformă amplasată la înălțimea de care am, da, spus. Monumental. A fost construită cărând materialele care le vedeți în imagine. Din garabușteni și pe alte nu căi. Nu din garabușteni, cărate cu animale din spate, de la podul Dâmboviții, de la Dâmbovicioara. Deci mai departe. Da, fiindcă, da, era mai ușor, era panta mai lină. Iată această imagine, da, impecabilă, da, munții Bucești. Să sunăm, da, de munte? Da, mi-a plăcut foarte mult să merg și am mers în mulți munți. Foarte frumos. În față e Clăbucetul Baiului, care e pe partea, da, cealaltă. Da, l-ați identificat ușor, da? Da. Iată, și-am ajuns acum, domnule profesor, la un moment emoționant. În imagine îl avem pe tatăl dumneavoastră. Da. Ion Emil Bruckner. Ajungem la părinți. Mama Silvia. Rămânem puțin pe această imagine și, pregătind emisiunea, mi-am notat o confesiune de-a dumneavoastră. Tata și-a făcut meseria cât a putut de bine. Cunoaștem, am auzit. În perioada postbelic avea 3 servici. La filantropia, la Institutul de Bacteriologie, lucra cu Mihai Ciucă și Ionescu Mihăiești, și la o policlinică a căilor ferate. Mai mult decât atât, să venim în zilele noastre, în anul 2010, academicianul Radu Voinea, în revista Societății de Medicină Internă, nota despre tatăl dumneavoastră. Un dirijor care a condus cu măestrie medicina internă. Una dintre calități, negreșita punctualitate. A contopit omul de bibliotecă și studiu cu practicianul intuitiv. Autentică erudiție și finețe intelectuală. Mai vreți să adăugați ceva? Da. Era sever cu dumneavoastră? Nu. 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 A fost un om care educativ era de un calm impecabil. Nu l-am văzut în viața mea decât odată aparent enervat. Când îl supăra ceva, cum spuneam mai devreme, devenea rece. Dar era suficient. Dar era suficient. Ce aș mai completa vă este... Vă rog foarte mult. Vedeți că ați spus, a lucrat bacteriologie și anatomie patologică, a fost elevul Mihai Ciucă și a lui Ionescu Mihăiești, a fost elevul profesorului Danielopoulou la filantropia. La filantropie, da, n-am spus, da. Da. Și a condus secția clinică a Institutului de Fiziologie a lui Danielopoulou, a lucrat acolo până după ce s-a prăpădit profesorul Danielopoulou, care a fost una din marile figuri ale medicinii interbelice și postbelice în prima parte. Vă rog să ne vorbiți puțin și despre mama dumneavoastră, doamna doctor mama... Silvia. Am găsit puține detalii. Da, da, din păcate. Mama a lucrat și ea în perioada copilăriei mele și nu pot decât să aduc aminte, nu vreau să mă emoționez prea tare, da, nici eu nu că lucra la Spitalul Colentina Infecțioase și a fost șefa secției de copii de boli infecțioase.
Și în același timp lucra în continuare la Institutul Cantacuzino cu aceiași oameni și după aia venea seara acasă, fiindcă să ții un spital de boli infecțioase și să lucrezi și în laborator la Cantacuzino nu era un lucru ușor, mai ales că și Ionescu Mihăie și Mihai Ciucă erau niște șefi foarte exigenți. Venea seara acasă și îmi citea mie povești. Au făcut un efort foarte mare în perioada postbelică ca să asigure condițiile pentru care nu pot să nu... E greu să fii recunoscător părinților tăi. Părinții te-au făcut. Da, noi ați respectat. Evident că părinții mei m-au făcut. Bun. Mama a lucrat și, cum spuneam, a fost profesoară de boli infecțioase și a lucrat cu Matei Balș, cu Marin Voiculescu. Au fost o garnitură de infecționiști remarcabili, remarcabili. Din păcate, trecerea vremilor, și asta o să pățim fără îndoială cu toții, și noi, face ca oamenii să uite. Da. Oamenii țin minte ceea ce se începe cu ei. Fiecare își începe lumea cu el însuși. Din păcate, fiindcă n-ar trebui să uităm pe cei care au fost înaintea noastră și care au muncit uneori în condiții mai grele decât noi. Care s-au sacrificat? Fără îndoială. Haideți să mai facem un pas, să ieșim din această stare, într-adevăr, care v-a emoționat. Elev, student, școală. Da. Ați intrat la școală în 50, la 6 ani. Da. Și ați intrat la liceu Spiru Haret în 61. Am intrat la Spiru Haret. Un liceu de marcă. Acum să rămânem puțin liceu, pe Spiru, tot cu amintiri despre Spiru, pe profesor. Vremea aceea, avea și școală primară. Și școala primară nu mai există nici ca clădire. Era o clădire gen școlile de țară, adică avea un culoar care avea în cap la intrare cancelaria și după aia erau patru clase, una după alta. Ați făcut 1-4 corect sau 1 cu 3, 2 cu 4? Nu, nu, 1-4. 1-4, corect, da. 1-4, era podită cu scândură și era ca o casă de țară. Am înțeles. Și acolo am făcut clasele primare. Mai sunt un număr de colegi din clasele primare pe care îi mai întâlnesc din când în când. Am să pomenesc pe unul, fiindcă am vorbit la telefon cu el azi dimineață. Vă rog, dar să-i spuneți de emisiune, da? Profesorul Dan Buciu, care a fost compozitor și rectorul conservatorului din București, este, da, după 90. O personalitate, am da. Fost colegi din clasa întâi. E, și după aia a urmat gimnaziu, ce pe vremea aceea se chema școală medie, de altfel liceul Spiru Haret se chema școala medie numărul 9. Da. E, și după aia se dădea admiterea la liceu, care era un examen greu pe vremea aceea. Asta știți și dumneavoastră la fel de bine ca mine. Foarte bine, da. Nu? Era un examen greu și am devenit școală mixtă și din liceul de băieți Lebe 9, liceul de băieți numărul 9, am devenit liceul Spiru Haret. Și am terminat cele 11 clase. Am fost prima serie cu 11 clase. Și a semnat, bănesc, tot în top, nu? Da, da. În Plutonul Spun Fruntaș. Așa, evaziv în Plutonul Fruntaș. În Plutonul Fruntaș. Întotdeauna al doilea, al treilea din clasă, al patrulea din clasă. M-am așezat însă în prima parte a clasei întotdeauna. Aș vrea să vedem două imagini, Andrei. Școala, te rog frumos. E vorba de profesorii sau profesoare de limbi străine. Aici recunoașteți imaginea, da? Este vorba de Elena Ionescu, profesoară de franceză, de origine franceză, cu soțul ei, Nae Ionescu, da? Da. Au fost, doamna Ionescu a fost profesoara mea privată de franceză. Am avut norocul, ceea ce se datorește epocii respective, în care erau în țara asta oameni de foarte bună calitate și didactică, fiindcă fusese reformați înainte de război și umană, și doamna Ionescu a fost profesoara mea de franceză acasă. Pot să spun că a avut un băiat, doctorul Răzvan Ionescu, care lucra tot la infecțioase, la actualul Institut Balș,
și probabil că pe această filieră venea și îmi dădea lecții de franceză acasă. Iar profesoara mea de germană, Thea Constantinidi, era jumătate nemțoaică, jumătate da? Grecoaică. Ce vă amintiți de dânsa, da? Era o femeie cu totul deosebită, fusese, cred că direct, nu știu să spun sigur, cred că directoare sau fel de ceva de conducere în școala germană din București, existentă antebelic. Și locuia lângă, pe vremea aceea, lângă biserica luterană, într-o cămăruță acolo, și am luat cu dânsa lecții de germană. Era un om cu totul deosebit, ca și doamna Ionescu. Amândouă le păstrez o recunoștință foarte mare, fiindcă nu, sigur că dădeau lecții ca să-și câștige existența, nemai având alte mijloace, dar puneau suflet, erau profesoare din suflet. Ceea ce nu mai găsim să astăzi. Să nu uităm, erați considerat, cotat ca un foarte bun matematician. Da. Găsita matematică, olimpiade, asta un nume la școală, care vreți să ajungeți. Un nume, profesorul Manolescu, care l-am avut la matematică, Nicolae Manolescu, un om cu totul deosebit. Și ca să vă fac plăcere ca profesor, toți elevii îl iubeam, era un om destul de exigent, nu aspru, dar exigent. Și când a venit prima oară în clasă, a spus: băieți, puteți să copiați. Hoț neprins, negustor cinstit. Se aplică și în zilele noastre. Sigur că și da. Nu l-a copiat nimeni niciodată. Și nu avea trucuri. Nu și-a propus nimeni să copieze. Nu îndrăznea nimeni să facă lucrul ăsta. Era un om deosebit și ne-a învățat matematică. El ar fi vrut ca eu să fac matematica. Și mai mama dumneavoastră făcut, vrea, nu? Mai ales că am făcut realul. Da. Și mama vroia să mă facă inginer, fiindcă asta era meseria cea mai cotată pe vremea respectivă. Bănoasă, da. Da, da, mai sigură decât medicina. Tata a spus să facă ce vrea și eu îi păstrez această idee. Cred că sunt două lucruri în care părinții n-ar trebui să se amestece. Meseria și căsnicia copiilor. Frumos. Fiindcă cu asta trăiesc. Nu trăiește tatăl cu nevasta băiatului, ci băiatul. Așa ar trebui să fie. Îl privește. Am o confesiune apropo de școală și apoi o să vedem o imagine care o să vă emoționeze, cred. Spuneați, ceea ce ne-a adus acea perioadă, e vorba de școală, a fost gândirea dublă. Adică să nu spui la școală ce se vorbește acasă. Am un material, Doina, Andrei, te rog. Erau anii 50 și nu era bine să spui tot ce auzeai acasă. Și aici, vis-a-vis de Doina, erați în clasa 5-a. Eram în clasa 5-a, aveam o profesoară de română foarte bună și drăguță. Da. Și evident că la lecția de română, vorbind de Eminescu, a spus: uite, copii, e foarte curios, zice, Eminescu, care era moldovean, care a scris Dulce Bucovină, și n-a pomenit de Ștefan cel Mare. Thank you.
Fără îndoială. E, și poezia are mai departe: Ștefane Măria, tatu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului și mai departe. Sigur că în zilele noastre Eminescu ar putea fi acuzat de naționalism, poate chiar puțin de șovinism. A fost acuzat. Și sigur că a fost acuzat, fiindcă era naționalist. Dar, bun, și profesoara spune asta și eu spun, nu, doamnă, există o poezie, Doina, în care Ștefane Măria ta a chemat-o pe mama la școală și i-a spus, doamnă, vedeți ce vorbește copilul, că nu trebuie să spună la școală lucrurile astea. N-a avut nicio altă consecință, slavă Domnului, că putea să aibă, dar era o femeie deosebită, profesoara de română, și asta a fost tot. Dar vedeți, asta a pervertit poate toată generația noastră și a făcut ceva rău, pentru că oamenii una gândesc și alta spun. Da. Și lucrul ăsta ar trebui schimbat și rămâne în mentalitatea cel puțin a celor mai vârstnici, ceea ce nu e bine deloc. Domnule profesor, mai avem o etapă foarte importantă, student la medicină, o să fiu eu foarte sintetic. Ați intrat... Primul a spus, da, pe domeniul dumneavoastră, da? Da. În 1961, a semnat șef de promoție în 67, am intrat din prima, cum ați făcut, și ați făcut, cum a spus, și ați făcut medicina și nu regret deloc. Aici aș vrea să îmi permiteți, pregătind emisiunea, să evocați unul din maestrii noastre de viață, din motive de timp, îi nedătățim, da, și eu îi citez. Mircea Mezincescu, domnul Zalman, zis Mitică Blajinu, Iagnov, ați mai vorbit de domnia sa, Ion Juvara, Matei Balș, Dan Alexandrescu, Dumitru Vereanu. Vă rog să vă alegeți unul și singur. Să fiți portretist, da, bun, nu am ce să fac. N-am să aleg un internist, fiindcă puteam să-l pun sigur și pe tatăl meu și, da, pe alți profesori de interne, Radu Păun sau Constantin Păunescu. Am să vorbesc de chirurg, de profesorul Juvara. Ion Juvara. Și am să vorbesc de dânsul, nu fiindcă a fost un chirurg de mare talent și de mare ingeniozitate chirurgicală, ci pentru că ne-a învățat medicină pe cei care am avut ocazia să fim lângă dânsul. Era un clinician remarcabil pentru domeniul lui. Nu s-a ocupat de cardiologie, dar pot, de exemplu, să vă spun că unul dintre elevii lui direcți, profesorul Prișcu, care s-a prăpădit și dânsul, știa să dea digitală la bolnavi. Mă chema să văd bolnavii, fiindcă a lucrat în Colțea, și îi găseam corect îngrijiți. Erau medicii din vremea aceea care aveau o pregătire medicală foarte bună și să asiști la un raport de gardă cu profesorul Juvara, să vezi discutarea pacienților, stabilirea indicației terapeutice, era o școală care nu se mai regăsește astăzi. Vă spuneam că nu era un Blajin de departe, dar niciodată nu era nedrept. Poate că răbufnirile erau mai mari decât greșeala, dar erau totdeauna pe drept și întotdeauna și-a ajutat colaboratorii când aveau o nevoie reală. Și în felul ăsta înveți, printre altele, să fii și șef. E greu, e greu e mai greu să conduci decât să execuți. Da, fără îndoială. Și de la acești oameni am învățat și lucrul ăsta, de la toți.
L-am pomenit pe profesorul Juvara. Vereanu era un chirurg de copii care avea o manualitate remarcabilă și o claritate în expuneri remarcabilă. Nu mai vorbesc de ceilalți din motive de timp. Da. Deși fac o mare nedreptate. Eu îmi cer scuze, dar știu că e greu să împarți timpul, sărăcia și alții bunăstarea. Aș vrea să urmărim pe scurt esențele tari din povestea carierei dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți, după facultate, intern clinic, stagii de 6 luni, 1966-1969. 69-71 la țar. Da. Șarânga, Breaza, Demizil și Vernești. Da. La Vernești, spuneți dumneavoastră, dispensarul medical era într-un fost grajd. O întrebare, mai țineți minte care a fost primul pacient? Fără îndoială că țiu minte, când am ajuns la Vernești, asta a fost prima comună în care am lucrat, a apărut un cetățean așa mai rubicond, sigur că nu mai există astăzi, care a venit că e răcit, că tușește. Și eu, cum învățasem ca intern, l-am dezbrăcat frumos, l-am examinat, i-am dat un tratament, negăsind mare lucru, fiindcă n-avea cine știe ce, și după aia am aflat că era primarul comunei. Și îl țiu minte pentru că am mai avut de-a face și cu alți primari, care erau mai jalnici. Ăsta a vrut să vadă cum se poartă doctorul nou venit. Foarte interesant. Și după aceea, trebuie să recunosc lucrul ăsta, m-a și ajutat. Și ajutorul a fost că mi-a procurat lemne de iarnă. Ați spus că... Pădurea era aproape? Pădurea mi-a dat și căruța cu care să le car. Un metru ster. Frumoasă. De lemne. Ce se întâmplă? În anul respectiv, adică în 69, Neanicu, adică președintele țării, a declarat, nu era încă președinte pe vremea, era numai prim secretar. A declarat că sunt prea mulți doctori în București și a suprimat toate concursurile. Ca intern aveai voie să te prezinți la orice post scos la concurs. Și eu eram înscris la un post de preparator la Caritas. Fostul spital Caritas. Bun, concursul s-a amânat sine die, deci sunt înscris și astăzi, fiindcă sine die înseamnă că oricând se poate rescoate la concurs, nu mai e nici spitalul. Bun, a fost amânat sine die și noi am fost trimiși la țară, toți interni. Eram 40 de interni dintr-un an de 200 și ceva de studenți. Deci ne-am pierdut acest drept care îl aveam de a ne prezenta la vreun concurs. Și am plecat la țară. Și te duceai la țară, n-aveai nicio mijloc, nu se punea la dispoziție nimic. Am găsit, dacă e să vă spun adevărul, pe filieră preoțească, o gazdă în comuna în care era nevastă-mea și ea fusese intern și a plecat împreună cu mine la Șarânga. Și eu făceam naveta Șarânga-Vernești. Ei, și acest primar, primarul din Șarânga, îmi pare rău să spun, nici nu mai știu cum îl cheamă, era un bețiv, dar primarul din Șarânga, din Vernești, era un om foarte cum să cade. Un alt aluat. Când a văzut, un alt aluat. Când a văzut că n-am lemne iarna și că vine iarna, că noi am plecat în septembrie, mi-a dat din pădurea comunală un metru ster de lemne și o căruță să le car până la Șarânga. Și dumneavoastră le-ați spart? Erau tăiate, am mai spart și lemne. Am înțeles, da? E normal. Am înțeles. Asta era vremea. Domnul profesor, aș vrea să ajungem în 1971 și până în prezent, Spitalul Colțe, de la asistent la profesor. De la asistent stagiar la profesor. Aici am detaliat puțin această prezență. Rămâne Spitalul Colțe, Mon Amour, iubirea noastră? Da, fără îndoială. Mon Amour. Fără îndoială. Da? Domnul profesor, ne apropiem de final. Și aș vrea să vedem, și am lăsat la urmă, fiind foarte importante, cărțile pe care le-a scris. Foarte pe scurt aici, pentru coperta întâi, este destul de edificatoare, zic eu. Da, inițiativa acestei cărți se datorează unui om deosebit care există, profesorul Baltă. O avem aici, carte care sunt în picioare. Da, care a făcut această propunere și a realizat mare parte din carte cu preocuparea justificată de a ne cunoaște trecutul. Știți, cine n-are trecut
are un prezent dubios și un viitor foarte incert. Am înțeles. Așa încât cunoașterea trecutului este utilă. Ceea ce este foarte bine, editura Academiei de Științe Medicale 2013. Să mai vedem o carte. Da. Hipertensiune arterială. Asta, boala... Da. Boala... Multora. Foarte multora. Și mai este o carte care n-am găsit-o să o aduc, Hipertensiune arterială și diabetul zaharat, scris împreună cu soția mea, care era diabetolog și care a făcut primele cursuri de educație pentru diabetici. Foarte frumos, foarte frumos. Da. Să mai vedem o imagine, Andrei? Da. Asta e ceva la care țin, fiindcă tehnica examinării bolnavului este o lucru care ar trebui toți doctorii să-l facă. Recomandăm această carte, da. Ar trebui să afle deci în bibliotecile tuturor. A fost scoasă la o editură din Târgu Mureș, a cărei proprietari, să zic așa, sunt niște români de etnie maghiară, oameni foarte drăguți, pe care îi mai întâlnesc, fiindcă îi primesc întotdeauna la Congresul de Medicină Internă, unde scot diverse... Deci sub redacția Gherasim, un nume cunoscut, da, profesorul Gherasim a lucrat în Colțea, profesorul Gherasim a lucrat în Colțea, era asistent când eram eu student, șef de lucrări când am fost intern și după aceea a plecat din Colțea la Spitalul Municipal. 2002, editura Infomedica. Da, are mai multe, am adus numai una singură. Înțeles? Iată o altă carte care stă în picioare, da. Cardiomiopatii. Miocardite, insuficiență cardiacă. Și dânsul a avut preocupări de medicină internă și încă am vorbit de dânsul, trebuie să-l pomenesc și pe profesorul Alexandru Ioan. Vă rog. De la care am învățat și cu care am lucrat, ca și cu profesorul Gherasim. De Pompiliu Popescu am vorbit și a fost una din minții. Să mai vedem, la fel, un specialist eminent. Semiologie medicală, interesant. Autor unic, carte de autor. Da. Da, am și câțiva colaboratori în ea, dar în principiu iată, am scris-o singur. Iată o carte care să... Îmi place și coperta. În principiu am scris-o o bună parte singur. Să mai vedem, Andrei. Și după aia am refăcut-o, da, asta am scris-o cu un foarte bun colaborator, doctorul Antipa, s-a prăpădit săracul foarte tânăr. Medical de nume propriu. Iar interesant, Ramona Simionescu e pe undeva, a fost asistentă la noi în Colțea și a plecat, nici nu mai știu pe unde e, până Anglia, pe undeva. Da. Da. Să mai vedem, editura Ceres. Și după aia am reeditat semiologia, adăugându-i și capitole de ceea ce face partea importantă a medicinii interne, diagnosticul diferențial. Domnul profesor, cu mare regret, am o listă de întrebări, o să vi le fac cadou, totuși, aș vrea să, înainte de a rosti epilogul, având același autor, Corneliu Berbente, aș vrea să am o părere. Cum vă place? Cine nu știe că nu știe, e prost, ocolește-l. Cine nu știe că știe, i-a dormit, trezește-l. Cine știe că nu știe, e nepregătit, pregătește-l. Cine știe că știe, e înțelept. Urmează-l. Socrate E foarte frumos spus, dar Socrate spunea ceea ce știu e că nu știu nimic. Exact. Și este părintele filozofiei. M-ați ajutat. Și domnul este profesor, părintele filozofiei. Va trebui să punem punct, nu înainte de a ne spune morala poveștii dumneavoastră. Morala. Morala poveștii moral. Mele? Da. Pentru care eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Și să revin la început, că v-am redescoperit, ne-ați bucurat mintea și sufletul cu povestea dumneavoastră. Cred că morala ar fi că omul trebuie să îi placă ceea ce face, ca să facă bine ceea ce face. Și recunosc că și acum când mă duc să dau consultații în policlinici sau când văd pacienți, îmi face plăcere. După cum îmi face plăcere când fac cursurile sau când am de-a face cu studenții. Evident, mă enervez și spun că nu mai vreau, dar, pe de altă parte, atunci când le fac, îmi fac plăcere. Și îmi fac plăcere atunci când am de-a face cu studenții care ascultă, fiindcă asta a fost o meserie. E greu să faci mai mult de două meserii. O prostie foarte mare spune că, știu și eu, orice
om didactic, trebuie să fie didact, să aibă o meserie și să facă și știință. Puțin fac asta. Dacă nu e să spun, niciunul nu poate să facă asta. Da, e corect. Meseria didactică este o altă meserie, meseria medicală este o altă meserie și știința este o altă meserie. Domnule profesor, deși sceptic la început, vă văd optimist în continuare, bucuros că s-a terminat emisiunea? Mi-a făcut plăcere discuția, ca să nu spun că sunt bucuros, nu sunt bucuros, fiindcă mai erau poate multe de spus. Foarte multe de spus. Dar nimeni n-are răbdare să asculte. Am încercat, nu știu dacă am reușit, să vedem ecourile, să surprind esențele tari. Pentru celelalte părți, la fel de semnificative, eu vă aștept într-o altă emisiune. Mulțumesc. Nu înainte însă de a vă mulțumi pentru determinarea și pentru efortul pe care l-ați făcut să veniți la noi, vă mulțumesc sincer, am să rostesc epilogul. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii. Căci dacă omul e cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. Corneliu Berbente, Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, vă mulțumește, stimați telespectatori, pentru fidelitatea cu care ne urmăriți. Mulțumesc încă o dată invitatului, domnului profesor universitar dr. Ion Brugner. Și dumneavoastră, vă promit, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune este sponsorizată de GPRO.